credincioși, suntem în ultima duminică înainte de începutul triodului, adică înainte de cele trei săptămâni pregătitoare pentru postul cel mare. Iar Evanghelia care s-a citit astăzi, Evanghelia femeii cananeice, este Evanghelia care ne învață care este rugăciunea, ce străbate vălul păcatelor noastre și al neputințelor noastre și al răutăților noastre, ajungând până la Dumnezeu. Este una singură. Rugăciunea stăruitoare, săvârșită în smerenie. Femeia aceasta, cananeancă fiind, așadar de alt neam decât israeliții, înrudiți fiind cananeeni cu evrei, dar amestecați cu neamurile păgâne. Și amestecându-se trupește cu neamurile păgâne, și-au amestecat și credința. De aceea, evreii într-atât îi disprețuiau, încât îi numeau câini. Câinii fiind socotiți dintre animalele cele necurate. Iar Mântuitorul, în felul în care vorbește cu această femeie cananeancă, le arată în primul rând ucenicilor lui și apoi tuturor celor care erau de față, întregii mulțimi, cei mai mulți dintre ei, marea majoritate evrei fiind, le arată pe viu, să spunem așa, ce înseamnă să socotești pe cineva de alt neam decât tine, să-l socotești câine. Le arată până unde poate să meargă acest fel de dezbinare între oameni și că este un punct în care ți se va rupe inima dacă vei avea un pic de inimă în tine. Și iată ce se întâmplă. Această femeie cananeancă avea o fiică chinuită de diavol. Și auzind că trece Mântuitorul Iisus Hristos, care săvârșise minuni și care izbăvise pe alții de aceste duhuri necurate, femeia aceasta cananeancă îndrăznește și se apropie rugându-se: Doamne, miluiește și pe fiica mea, că este rău chinuită de diavol. Și Mântuitorul cunoaște de la început totul despre ea. Și dragostea ei de maică, și smerenia și răbdarea ei în rugăciune, și faptul că este de neam cananeancă. Și nu-i răspunde la început nimic. Și ea în continuare se roagă, ridicând glasul. Și atunci, ucenicii vin la Mântuitorul și îi spun: izbovește-o, fă-ți milă de ea, că iată, vine și strigă în urma noastră. Și atunci Mântuitorul spune acest cuvânt: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Cine sunt copiii? Copiii sunt așa cum se socoteau cei din neamul lui Israel. Ei, doar ei, doar evrei, doar ei se socoteau copii adevărați ai lui Dumnezeu. Iar câinii, cei de alt neam, printre care și această femeie cananeancă. Și spune acest cuvânt Mântuitorul, iubiților, nu ca de la sine, ci vorbește pe limba lor, așa cum ei erau obișnuiți să-i trateze pe cei de alt neam, ca să vadă și să simtă și ei ce înseamnă
această răceală și cât de cutremurătoare este în fața unui om care nu are nevoie decât de dragoste și de milă într-un anumit moment. Nu are nevoie să-i ții lecții de istorie despre neamul lui, nu are nevoie nici măcar să-i ții lecții de teologie despre care este credința cea adevărată și care este cea amestecată și cea greșită. El are nevoie atunci doar de dragostea ta. Dacă îi poți da și de mila ta, dacă îl poți ajuta cu ceva. Iar femeia aceasta, luminată de Duhul Sfânt și fiind într-un adânc al smereniei, spune, da, Doamne, așa este. Dar și câinii mănâncă din firimiturile care rămân de la masa stăpânilor lor. Așadar, în loc să spună, nu, bine, dacă așa crezi, asta este. Înseamnă că pentru mine nu mai este milă. Ar fi putut să se întoarcă de la rugăciunea ei din cauza orgoliului, sigur, rănit la maxim. Care dintre noi nu ar fi rănit să-i se spună această vorbă în față și nu oricând, nu într-o discuție despre adevărata credință, ci atunci când tu te rogi pentru ceva care ți este cel mai drag inimii tale și ai o durere atât de mare și aștepți un ajutor, cineva să-ți spună, știi ceva, în fața mea tu ești un câine și nu meriți milă. Dar Mântuitorul a cunoscut de la început așezarea inimii ei, iubitilor. Și a văzut că în inima ei stăruința în rugăciune era unită cu smerenia. Și a vrut să le arate celor care se socoteau copii ai lui Dumnezeu drepți, cei care se socoteau cu adevărat rugători și care credeau că felul lor de a privi lumea și felul lor de a sta înaintea lui Dumnezeu este singurul corect, a vrut să le arate care este cu adevărat rugăciunea primită de Dumnezeu. Iar Mântuitorul, auzind acest cuvânt al ei, spune, credința ta te-a mântuit. Credința care a fost mărturisită cum? Prin stăruință în rugăciune și prin smerenie. Și care credință, iubiților? Atenție! Care credință? Pentru că am spus de la început, femeia aceasta, cananeancă, era într-o credință amestecată din punct de vedere teologic, să spunem. Da? Deci dacă ar fi fost luată la bani mărunți, în ce crezi tu? Care este Dumnezeul cel adevărat? Mai sunt și alți Dumnezei. Cine știe ce ar fi spus la un moment dat? La un moment dat s-ar fi încurcat. Dacă ar fi întrebat-o din proroci, vreunul dintre cărturari sau dintre mai mari templului, cei care știau cu totul și istoria poporului lui Israel, și prorocii, și legea lui Moise, sigur s-ar fi încurcat la un moment dat. Și atunci ar fi spus, credința ta nu este curată, nu este adevărată, este greșită, pleacă dintre noi. Dar iată că dincolo, iubiților, dincolo de această credință, să spunem, scrisă și prinsă în cărți, este o credință a inimii. Este un fel al inimii omului de a se apropia de Dumnezeu, care rămâne deschis oricui. Pentru că fiecare suflet și fiecare inimă de om poartă încă amprenta degetelor nevăzute ale Bunului Dumnezeu. Suntem zidirea Lui cu toții. De aceea nu putem spune, iubiților, că noi sigur ne vom mântui, indiferent câte păcate am face, indiferent cât de puțină pocăință am face, noi sigur ne vom mântui pentru că mărturisim corect, avem crezul corect, iar alții, indiferent câte fapte bune ar face,
Indiferent cât de mult ar iubi și cât de mult s-ar jertfi pentru aproapele lor, dacă nu mărturisesc exact cum am mărturisit noi, știm noi sigur că ei nu se vor mântui. Și știm sigur că noi ne vom mântui. Nu iubiți-l. Cu cât știm mai mult, cu atât ni se va cere mai mult. Cu cât mărturisim mai corect credința în crezul nostru, pe care îl rostim în fiecare Sfântă Liturghie, cu atât la judecată Dumnezeu ne va pune o întrebare la care va aștepta răspuns. Dacă ai știut, de ce n-ai lucrat? Dacă tu ai știut, ai fost botezat, ai fost crescut în credință de mic. Și atunci, de ce ai mai păcătuit? Și atunci, de ce nu te-ai oprit de la răutățile tale? Și dacă ai știut că trebuie să iubești pe toți, chiar și pe vrăjmașii tăi, de ce i-ai disprețuit? Și dacă ai știut că trebuie să ierți ca să fii iertat, de ce n-ai iertat? Noi toate acestea le știm și le mărturisim și vom da răspuns pentru ele. Iar cei care știu mai puțin, vor da răspuns pentru mai puțin. Și Dumnezeu va culege dragostea din inima lor, va găsi smerenia din inima lor și cele fapte bune pe care le-au săvârșit în viața lor și nu se știe cum vom sta la judecată unii față de alții. De aceea, iubiților, singura cale care deschide rugăciunea noastră și îi dă putere să străpungă păcatele noastre ca să ajungă la Dumnezeu, este stăruința în smerenie. Rugăciunea trebuie să fie stăruitoare, așa cum nu este la creștinii de astăzi. Nu pe fugă. La noi este pe fugă. Nu din când în când, când ne aducem aminte sau când ni se pare nouă că nu suntem așa de obosiți și mai putem să strecurăm și un pic de rugăciune. Nu. Tot timpul. Pentru că tot ceea ce faci, sănătatea ta atârnă de Dumnezeu. Dacă nu ai sănătate, nu mai poți să săvârșești toate ascultările acestea lumești în care te găsești prins în fiecare zi și ți se pare că din cauza lor nu mai ai timp să te rogi. Dar rămânând fără rugăciune, rămân fără firul care te leagă de Dumnezeu și prin care îți vine toată seva dătătoare de putere. Ne sălbăticim în noi înșine. Până a ne cerceta Dumnezeu cu boală în trup, că până la urmă se întâmplă și asta, mai devreme sau mai târziu, după cum poate primi fiecare cercetarea aceasta, dar până atunci ne sălbăticim în gândurile noastre și în felul nostru de a simți. Ne sălbăticim pur și simplu. Începem să ne purtăm așa cum nu ne-am purtat până acum. Începem să reacționăm la răutate cu răutate și cu plus de răutate. Începem să reacționăm la viclenie cu mai multă viclenie, părându-ni se că în felul acesta vom rămâne la suprafață, ca să nu ne înghită, ne gândim noi, să nu ne înghită răutatea lumii. Am să fiu și eu mai viclean decât ei. Unde-i găsit asta în Scriptură? Unde-i găsit asta la Hristos? De unde am luat această învățătură, iubiților? De unde am luat? Dacă cineva nu crede cum cred eu, am să-l fac să creadă cu forța. De unde? Unde a făcut Mântuitorul vreodată așa ceva? Răutatea, iubiților, de orice fel ar fi, dacă te atingi de ea, dacă intri în legătură cu ea, chiar gândindu-te că ai să o învingi tu printr-o pricepere a minții tale, te va surpa. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în epistola care s-a citit astăzi, în fragmentelul care s-a citit, reia un cuvânt din Vechiul Testament care spune așa, după ce le spune creștinilor, noi suntem biserică a Dumnezeului celui viu. Și cuvântul acesta e mai profund decât pare.
Suntem biserică în sensul că, da, alcătuiți biserica, frățiile voastre alcătuiți biserica. Nu aceste construcții. Este casa lui Dumnezeu? Este casa lui Dumnezeu. Dar dacă o casă este pustie, mai pot spune că aceea este casă? Încep să crească prin ea fel și fel de bălării și la un moment dat izbucnește vegetația și nici nu mai seamănă cu o casă după ce a stat mult pustită. Bisericile acestea sunt casa lui Dumnezeu în măsura în care frățiile voastre sunteți aici, fiindcă frățiile voastre sunteți cu adevărat biserica lui Dumnezeu. Credincioșii, obștea credincioșilor, comuniunea credincioșilor, aceasta este biserica lui Hristos. Așadar, sunteți biserica lui Hristos împreună și fiecare în parte. Pentru că tot Sfântul Pavel spune, oare nu știți că trupul vostru este templul al Duhului Sfânt? Adică biserica, trupul fiecăruia dintre frățiile voastre. Și de aceea, după aceea zice, oare ce am să fac atunci? Am să fac din trupul meu, care este templul al Duhului Sfânt, casa lui Dumnezeu, am să mă unesc cu mădularele unei desfrânate? Și în felul acesta să pângăresc lucrul lui Dumnezeu? Și în felul acesta face legătura Sfântul Pavel între păcatele trupești pe care lumea de astăzi le prezintă ca fiind niște lucruri obișnuite. Și îți spune cu ce te afectează? Ce ți afectează ție gândurile tale, emoțiile tale dacă păcătuiești în trup? Cu ce? Iată cu ce. Dacă trupul este templul Duhului Sfânt, unde să se mai odihnească Duhul Sfânt, într-un trup care este pângărit de desfrânare, pângărit de lăcomie, pângărit de minciună și de multe alte păcate. Sfântul Pavel spune după aceea, din Vechiul Testament, luând cuvântul, că Dumnezeu a zis așa, ieșiți dintre ei, osebiți-vă, și de ceea ce este necurat să nu vă atingeți. Și atunci eu vă voi primi pe voi, spune epistola de astăzi, și vă voi fi vouă tată, iar voi îmi veți fi mie fii și fiice. Deci osebiți-vă de ei, de cei care săvârșesc răutatea și necurăția, iar de ceea ce este necurat să nu vă atingeți. De ce? Pentru că atunci când te atingi de răutate, răutatea își face loc în tine și te transformă în purtător al răutății. Nu devii dintr-o dată posedat de diavol, dar vrăjmașul are o cale prin tine de a lucra în cei din jurul tău. Și în tine, și pe tine te va surpa, mai devreme sau mai târziu, și tot ceea ce este în jurul tău, în primul rând, familia, prietenii, cei dragi ai tăi, îi va otrăvi prin tine. Și vedem cum se întâmplă lucrul acesta. Oameni care până mai ieri erau buni, era o bucurie să fii în preajma lor, atunci când încep să se atingă de răutate, într-un fel sau altul, într-un fel sau altul, dar cu bună știință, iubiților. Pentru că întotdeauna conștiința din noi ne spune, vezi că te-ai amestecat într-un lucru care nu-i curat. Te-ai amestecat în ceva care este putred. Te-ai amestecat în ceva care nu-i frumos. Te-ai amestecat cu niște oameni. Ai început să ai legături cu niște oameni care nu se aseamănă cu tine în Duh. Conștiința îți spune asta. Atunci când tu ignori glasul acesta al conștiinței și mergi înainte, pentru că spui tu, da, dar ca să răzbesc sau ca să fac ceva, să am nu știu ce reușit în lumea asta, ca să îmi fac eu planurile mele, am nevoie pentru o bucată de timp să mă învârt în mizeria aceasta. Te învârți? Dar când te întorci, nu mai ești același. Ceva s-a strecurat în tine și începe să te schimbe. Începe să te otrăvească și prin tine începe să otrăvească tot ce este în jurul tău.
Și ai să vezi în ochii celor pe care îi iubești o privire nedumerită, poate chiar speriată. Se vor uita la tine ca la un străin. Sau ca și cum în tine este ceva străin. Și ăsta este semnul că trebuie să te oprești. Este dublă glasul conștiinței. Este al doilea avertisment pe care dacă îl ignori, s-ar putea să te trezești prea departe și să nu mai știi să te întorci de unde ai plecat. Adică în sinea ta și în firea ta cea adevărată. Fiindcă aceasta este lucrarea răutății, iubiților. Să te prindă încet, să găsească o fisură în fiecare. Fie că este lăcomie, fie că este dorința după un lucru anume, fie că este dorința de a face multe lucruri, de a avea multe reușite, de a face mereu câte ceva, fie că este o patimă trupească, fie că este o patimă a sufletului sau a minții, se strecoară pe acolo și încet, încet te stăpânește. De aceea, osebiți-vă, iubiților. Preferați să aveți mai puțin. Preferați să fiți mai puțin măriți decât alții, dar să rămâneți mai curați. Pentru că odată ce ai intrat în această legătură cu răutatea din jur, nu știi cum te vei întoarce înapoi. Nu știi cum te vei mai putea dezlega de legăturile care se leagă în jurul tău. Nu știi cum te întorci acasă după ce ai fost plecat și acolo unde ai fost plecat ai săvârșit lucruri rele. Răutatea are o cale spre tine și o aduci cu tine în casa ta. Aveți grijă, iubiților. Singura care vă păzește este rugăciunea stăruitoare. Fiindcă rugăciunea stăruitoare ne aduce mereu aminte că este un Dumnezeu deasupra noastră care ne vede în fiecare clipă. Este Dumnezeul care e singurul care ne poate ajuta atunci când vine încercarea cea mare. Nu vei avea la altcineva la care să strigi, dar ca să ai curaj să strigi la Dumnezeu, trebuie să fii curat. Trebuie să știi că nu ai ignorat tot ceea ce știai că Dumnezeu așteaptă de la tine ca să-ți faci poftele tale sau ca să faci după cum crezi tu că este mai bine. De aceea, iubiților, rugați-vă stăruitor să nu treacă zi fără rugăciune. Și rugăciune nu înseamnă Tatăl nostru și crezul și încă o rugăciune pe care poate o știți pe de rost de când erați mici. Nu. Rugăciunea este deschiderea inimii către Dumnezeu. Rămâneți un pic cu Hristos. Să simțiți un pic că s-a terminat ziua, timpul în care v-ați mișcat până atunci. Nu mai are puterea asupra frăților voastre și sunteți în timpul lui Hristos. Sunteți cu Hristos. Și în tăcere este mai bine să stați, decât să citiți turuind 3, 4, 5, 6, 7 fraze și să nu înțelegeți nimic. Simțiți prezența lui Hristos. Căutați să vă deschideți sufletul în rugăciune ca Dumnezeu să poată lucra în lăuntrul frăților voastre. Și toate acestea săvârșiți-le în smerenie. Lăsați deoparte orice judecată, orice părere de sine, orice părere că știți mai bine frățile voastre decât alții, că ați înțeles ceva mai bine, n-am înțeles nimic. Că dacă am fi înțeles ceva, iubiților, important, despre mântuirea noastră, n-am mai putea păcătui. Câtă vreme păcătuim și știm fiecare dintre noi păcatele care ne luptă cel mai tare, câtă vreme păcătuim, n-am înțeles nimic. Și ne rugăm la Dumnezeu să înțelegem ce se întâmplă cu noi și cum ne putem îndrepta. Și Dumnezeu ne va descoperi fiecare în taina inimii lui. Dar să fie stăruitoare rugăciunea, nu. Dacă n-am simțit nimic, o săptămână m-am rugat. O săptămână, Părinte, m-am rugat în continuu și n-am simțit nimic. N-am cunoscut nimic. O săptămână?
Din câți ani ți-a dat Dumnezeu să trăiești pe pământ? Câți ani ai până acum? Și tu socotești cu o săptămână? Aveți răbdare, aveți stăruință și nu uitați doar în smerenie. Unde rugăciunea nu simțiți că se ridică spre Hristos, înseamnă că nu este smerenie. Înseamnă că undeva orgoliul vă oprește, undeva n-ați putut ierta, undeva vă socotiți deasupra cuiva, socotiți că sunt lucruri care vi se cuvin și nu vi se dau și nu vi se întâmplă așa cum ați vrea, lăsați-le deoparte, iubiților. Că tot ce ne trebuiește știe Bunul Dumnezeu și El ne poate da în timpul pe care El îl știe. Rugați-vă cu stăruință, rugați-vă în smerenie și pomeniți-o în rugăciune pe această femeie cananeancă ca să ne învețe și pe noi cum să ne rugăm ca să auzim glasul lui Hristos care să spună credința ta te-a mântuit. Amin.